avem un ADN românesc care ne salvează. Avem în înțelepciunea noastră ancestral românească înțelegerea că viața e în cicluri. Ei ne spun, americanii, că nu e așa, că o să crească tot timpul și o să ne fie mai bine și că... Însă noi știm că viața e ciclică și de asta românii mă bucur că au proprietățile lor, mă bucur că au rezervele lor, pentru că vor veni vremuri în perioada următoare în care treaba asta va fi foarte valoroasă, să nu mai punem botul la ceea ce ne învață americanii. Taleb zicea că epoca easy money s-a încheiat. Crezi că se vor face bani din ce în ce mai greu în România? La nivel antreprenorial, întotdeauna au fost crize, întotdeauna au fost crize. România le simte mult mai puțin, mult mai puțin decât le simte America sau UK sau alte economii mari. Și cred că locul unui business mic-mediu nu poate fi luat de criză. Care au fost pentru tine cele mai importante lecții ale falimentului? Prima, cea mai mare învățătură a fost că banii firmei nu sunt banii mei. Păi eu când m-am gândit că am făcut 100.000 de lei încasare, n-am luat eu 70.000, că m-am gândit că aia s-a mei. Dar nu mi-a spus nimeni, numai contabil a venit după 3 luni de zile și a spus, vezi că trebuie să plătești taxele astea și impozitele și banii la furnizori. Mie întotdeauna mi-a plăcut să fiu cel mai prost din sală. Dacă vrei să scapi de robia banilor, eu recomand oricărui om să-i facă. Sigur, am avut frustrările mele de copil sărac. A trebuit să-mi iau un Mustang din 64, că am văzut eu la Beverly Hills. E un fier până la urmă, care te duce într-un loc într-altul. Îți dai seama repede de lucrurile astea. Când ești un copil sărac și pornești copil sărac, trebuie să demonstrezi. E singura ta șansă. După ce demonstrezi, uiți că trebuie să te dezveți de chestia asta și devine ego. Și uităm că ceea ce ne-a adus de aici, acolo, trebuie să renunțăm la chestia aia ca să trecem podul în etapa următoare. Cel mai greu mi-a fost să renunț la chestia asta și asta a fost cea mai dureroasă pentru mine. Cristi, ce facem cu banii anul ăsta? Recomandarea mea este să plasați banii care aveți astăzi sub formă digitală în carduri, în conturi și cash, în asset-uri care poate să depășească această perioadă de incertitudine, adică 5 ani. E o schimbare de ordine globală. Ăia care tipăreau banii până acum nu prea o să mai tipărească ei. Și e un circ acum. S-a schimbat tipografia. S-a schimbat tipografia, frate. Și acum noi suntem la mijloc și suntem ori victime, ori ne educăm repede să înțelegem ce se întâmplă. Lidl susține conversațiile fain și simplu. Bună ziua și bine v-am regăsit în sala Operei Naționale București. Doamnelor și domnilor, Cristian Onețiu! A întârziat puțin, nu? Te-ai speriat puțin? Ai chiar acum a plecat ăsta, nu? Parcă magicienii aia pe care îi chemam când erau fetele mici la ziua lor. Ai venit așa de după cortină. Bine ai venit! Era Cristina cu mine în spate și la mine face semn. Acum ai moment, acum, ok, bine, acum intru. De când ai mai citit un ziar? Că la Dubai, cred că nu. Voi sunteți cu... E digital. Cu metavers, cu asta. Digitalizarea. Multivers, cu... Așa mai departe. Știi că la noi se vorbește despre criză foarte intens, Cristian Onețiu. În ultimii 30 de ani. Bine, ție nu ți-e frică de crize pentru că ai mai trecut prin ele. Am auzit subiectul ăsta de... Nu? Am auzit că nu ți-e frică de criză pentru că ai mai trecut prin ele. Nu știu, mai e o veste bună. Dacă începe criza în America, noi cum suntem cu 20-30 de ani în urmă, nu avem niciun fel de... De-abia mai târziu o să simțim. Dar vorbim despre crizele tale personale. Ah, direct m-ai luat. L-am întrebat, ce mă întrebi? Lasă că vedem noi. Ok. Și cum nu ți-e frică de ele? Pentru că ți-ai antrenat până la urmă simțul ăsta... Dar cine a zis că nu mi-e frică? Ți-e frică? Păi normal. Dar ce poate să aducă o criză? Schimbarea status quo-ului pentru care ai muncit și te gândești că acum ce fac? Chiar eu de la început, de-abia am învățat niște lucruri, de-abia m-am stabilizat. Oricărui om e frică. Vă e frică de lucruri care sunt reale și pe care le vedeți? Nu fobii din astea. Eu nu văd nimic, dar ridicați mâna mai sus să văd. Vă e frică? Nu prea văd nimic aici. Deci frica, să-ți fie frică de un șarpe lângă tine, și să ai o reacție de apărare și de reașezare, e firească. Frica în lipsa șarpelui, să te gândești că se întâmplă ceva sau să te simți nepregătit în fiecare moment că vine un șarpe, se numește fobie. Și aia te dereglează.
frica ne e dată tot de Dumnezeu să ne apărăm și să ne reconfigurăm traseele, să ne repregătim. Da, bănuiesc că atunci când erai tânăr nu ți era frică. Erai neînfricat cum eram toți. Eram doar prost, nu că nu mi-era frică. Și acum sunt, dar acum, mă rog, am mai pus niște experiență să nu se vadă. Adică sigur nu ți-a fost frică atunci când ți-ai pus apartamentul la bancă și după un an de zile l-ai pierdut, ăla pe care, pentru care au muncit părinții tăi toată viața. Oare cum să-i spun asta? Nici măcar nu când mi-a fost frică. Am fost orbit de faptul că o să-mi iasă. Deci nici, nu știu dacă știți momentul ăla când știi că sigur îți iese ceva? Deci pentru mine nu se putea să ratez. Am fost, imposibil. Deci sigur va merge chestia asta. Dacă mi-a fost frică, mi-a fost frică și atunci, doar că am avut o încredere de asta exagerată în forțele proprii și în înțelegerea pieții, care a fost mai mare decât frica. Eu cred că după frică există niște rațiuni pentru care noi, pe care putem să le accesăm și care să ne facă să depășim frica. Și mi-e frică de oameni care n-au frică. Ceva nu-i în regulă. E firesc, e uman să-ți fie frică. Acum, dacă te împinge ceva în față mai departe decât frica asta, să faci lucruri bune, cred că asta e o virtute umană. De-abia atunci devine o virtute și se depășește o zonă firească omului, să-i fie frică de necunoscut, să-i fie frică de mâine, să-i fie frică de... Dar există și o soluție ca să nu fii să nu ai fobia zilei de mâine. Să te pregătești, să înveți în fiecare zi câte ceva. Cred că atunci când înveți în fiecare zi ceva, o limbă străină, un pic de afacereză, un pic de educație financiară, un pic de comunicare, un pic de nutriție și alimentație, un pic de cum să-mi cresc niște animale sau să-mi cresc niște plante, un pic de relaționare omenească și umană și firească, un pic de grijă de suflet, măcar 20 de minute pe zi, cred că atunci nu mai ți-e frică, pentru că știi că ești echipat în situații complexe, iar viața și lumea viitorului pare o lume destul de complexă, cu totul diferită de ce am experimentat până acum. Și îți dai seama dacă din astea înveți, cât te înveți în momentul în care pierzi apartamentul pe care l-ai pus la bancă, pe care părinții au muncit toată viața. Tu știi ce rușine te apucă? Ce ai simțit în primul rând, în momentul în care ai pierdut nu totul? Totul al tău, totul al familiei tale. E mai greu când pierzi banii altora decât ai tăi. Ai tăi când îi pierzi, parcă ce-am avut și ce-am pierdut. Te gândești, las că fac alții. Bă, da, te apuc o rușine după aceea când îi pierzi. Rușine. Rușine. Rușine de tine, jenă, micime. Și îți vine să te întorci înapoi în cușca aia și să... Asta am și vrut, să mă întorc să mă angajez. Noroc că am fost prea dator. Adică mi-am făcut socoteala, râdeți, dar mi-a trebuit 60 de ani să plătesc datoria dacă mă angajam undeva și n-am mai avut... Dacă te angajai undeva, practic, salariul tău intra... Cu 1000 de dolari mă gândeam că o să mă reangajez la fel de bine cum fusesem înainte angajat. 1000 de dolari minus chirie, minus ăstea, am zis ok, rămân 300, nu mănânc, nu beau nicio bere niciodată. Câți ani am de plătit? 60 de ani. Nu cred că mă ține. M-am dus iară. Am altă idee. Și am mai găsit niște oameni care au crezut în mine. Dar care a fost pentru tine, care au fost pentru tine cele mai importante lecții ale falimentului? Că ăsta n-a fost singur. Păi au fost și lucruri care țin de business. Nu știu dacă vă plictisesc dacă vorbesc de lucruri prea de business. Sau de cabancul cu bulă. Câteva vă spun, câteva legate de business, care s-ar putea să vă ajute și pe voi, și câteva personale umane. Prima, cea mai mare învățătură a fost că banii firmei nu sunt banii mei. Doare pe cineva treaba asta? Adică banii firmei, dacă ai încasări de 100.000 de dolari într-o lună și te costă mărfurile 50.000, înseamnă că 50.000 a câștigat teoretic compania ta. După ce ți-ai plătit chiria, salariile, taxele și nu știu care, rămâi cu 20.000. Din 20.000 trebuie să pui deoparte 10.000 pentru a continua să reinvestești în lucruri pe care te bazezi luna viitoare, au mai rămas 10.000. Din 10.000 plătești taxele și dividendele astea de 8% și practic 8.000 s-ai tăi. Păi eu când m-am gândit că am făcut 100.000 de lei în casare, n-am luat eu 70.000, că m-am gândit că aia s-ai mei. 3 luni, îți dai seama că decapitalizăm compania și o închidem. Dar nu mi-a spus nimeni, numai contabil a venit după 3 luni de zile și a spus, vezi că trebuie să plătești taxele astea și impozitele și banii la furnizori.
Las mă, cum mai așteaptă. Deci asta a fost prima și care a fost șocantă, pentru că, vezi, antreprenoriatul este singura meserie nelicențiată din România. Păi dacă ar fi și dentiști, așa cum ar fi? Nu doar antreprenoriatul. Da, e o meserie nelicențiată. Hoștii de, de televiziune, nu? Nu, ăștia de podcast. Nu. Mamele. Da, mă, da, mamele, parcă le iau în serios. Noi nu o luăm în serios. Zicem că ăsta e Prâslea, cel voinic, și aici suntem capabili și suntem... Am văzut noi pe Instagram că dacă aia fac, noi cum... Hai să spun a doua. A doua a fost legată de oameni. Pentru că atunci când ești la început de drum, ți se pare că tu ești motorul și ești pentru o scurtă perioadă. Și după aceea, dacă nu îți atragi lângă tine oameni valoroși care să te provoace și care să te completeze și pe care să-i respecti, să-i recunoști, să-i plătești, să-i pui înaintea ta, nu o să poți să-ți depășești mica reușită pe care ai obținut-o singură. Și aici am mai ratat încă o dată, pentru că am făcut exact pe dos. Știi cum e vorba aia? Când e vina... Când ceva se întâmplă rău, era vina lor. Când ceva se întâmpla bine, era datorită mie. Tot așa, în zona de business, sunt multe, dar cumva a treia aș pune-o pe listă, lipsa asta de plan. Plecăm ca proști în business fără să ne facem niciun plan. Adică punem speranțele în față și avem impresia că speranțele alea o să fie niște cai care trag de noi. Și... Eu am falimentat încă o dată pentru că n-am avut absolut niciun plan și n-am anticipat nimic și tot ce mi se întâmpla era contondent. Parcă toată lumea vrea să-mi facă rău. Dar eu aș fi putut să anticipez lucrurile astea. De asta se fac business planuri, de asta se fac financial modeling, de asta se fac proiecte și se... Și am plecat fără niciun plan, doar cu convingerea că acel produs este necesar și că oamenii vor aprecia imediat și piața te sancționează imediat, pentru că nimeni nu stă noaptea să gândească și să zică: Doamne, dacă ar apărea cineva care mi-ar da o napolitană mai roz, ceaș. Și tu vii cu napolitana roz și nimănui nu-i pasă. Și zici: băi, e roz! Și ea zic: ce? Iar personal, cred că cele mai mari învățături din zona de eșecuri este să crezi mai puțin în tine. Cum să spun, să nu se inverseze cuvintele. Să fii mai puțin încrezut. Să fii mai puțin încrezut, să ai... Și mai mult încrezător. Mai mult încrezător și mai puțin încrezut. Da, am putea sumariza. Să pui în următoarea ta carte, citat din Mihai Murer. A, ți-a plăcut asta? Da. Apropo, stau de două zile, mă... dau peste cap să fac planul de discuții pentru conferința asta. L-am sunat astăzi pe la prânz pe Cristi, că nu-mi răspunsese pe WhatsApp. Zic: bă, mai vii? A, da, dar scriam acum pentru următoarea carte. Mircea este aici în sală. Mircea, dacă se poate să-mi dai cartea, că pix am eu. Omul a venit cu cartea ta. Aaa, frumos! Așa, din mână în mână până la autor. Te rog frumos să-i dai un autograf pe Start în antreprenoriat. Pentru Mircea, da? Pentru Mircea, nu? Am reținut. Să scrii frumos și după aceea urmează... Deci dacă vezi cum scriu, majoritatea oamenilor sunt dezamăgiți după ce le dau un... Se uită la mine, se uită, unii mi-au spus: trebuie să te faci doctor, Cristi. Și poate mergi în pauză și la autografe în foaierul... Mi-am propus. Bine. Să-ți faci un plan pentru asta. Un business plan. Mi-a făcut Cristina, a zis: nu știu ce faci după asta, dar vezi că ești acolo. Okay. Neapărat trebuie să mergi. Poze la panou. Mircea, pentru tine, sper să-ți fie dacă de înțelegi de folos. Ceva, deja ești antreprenor. Dar totuși, n-ai pierdut, apropo de oameni, n-ai pierdut, știindu-ți povestea, ceva foarte important. Încrederea celor dragi, celor apropiați. Da. Știu povești mai rele. Da. Pe tine măcar nu te-a părăsit soția. Păi nu m-a părăsit, pentru că atunci când ne-am combinat, eram amândoi faliți. Adică ea cu business-ul ei, eu cu business-ul meu. Eu aveam o mașină, ultimul lucru care aveam un Renault Laguna de care eram foarte mândru. Break. Sexy. Foarte. Un break.
o cartelă de aia pe care o băgai înăuntru și am luat-o și s-a uitat așa, eu era. Ea era, ok, care-i treaba, nu mă interesează. Și în perioada următoare ea avea un magazin pe Victoriei, eu avusesem al treilea business, tocmai se închidea. Așa că ne-am întâlnit, n-aveam cum să ne părăsim, că noi de acolo ne-am întâlnit, de la fund. Și atunci când ne-am întâlnit acolo la fundul sacului, unde să mai, pe cine să mai... Da, dar totuși un faliment, adică două minusuri, poate să dea un plus. Da. Ceea ce a și dat până la urmă. Așa s-a și întâmplat. Dar există, poți să-ți organizezi viața personală, relația, familia, după principiile antreprenoriatului? Sau e total greșit? Să știi că îmi place perspectiva asta. Iau momeala asta, pentru că de multe ori se spune ia-ți din viața personală și asta, învățăturile de aici te vor învăța în business. Dar am văzut mulți oameni nepregătiți personal care au reușit un business și au luat de acolo puterea și s-au dus înapoi. Ceea ce, așa că e interesantă perspectiva asta. Adică să reușești să organizezi lucrurile într-un fel și să tragi niște învățături de acolo și să spui, stai puțin, aș putea să fac asta și în viața mea personală, în relațiile pe care le am cu ceilalți, în respectul pe care îl arăt, în smerenia pe care pot să o arăt, în modul în care îmi gestionez timpul, resursele. Am văzut oameni care, după ce i-am învățat cum să-și facă bugetul pentru companie, s-au dus acasă și au făcut bugetul familiei. Pentru prima dată și erau oameni de 50 de ani, nu și-au cuzără niciodată. Am văzut oameni care și-au învățat, au parcurs un curs de echipă fantastică, îi spunem noi, cum gestionezi un grup de oameni și îl transformi într-o echipă. Și s-au dus înapoi și au luat principii de acolo și le-au pus în familie și au zis, uite, hai să ne împărțim rolurile, responsabilitățile, ce ai nevoie tu, ce am eu nevoie, cum putem să facem pace, în așa fel încât să avem un drum comun, ce viziune avem noi ca și familie, ce valori avem. Așa că, cred că este și. Dacă ai avut timp să te cauți personal suficient, ideal așa ar fi. Ideal ar fi să începem și noi antreprenoriatul mai târziu, după ce ne coacem. Și să nu fim niște jucători inconștienți, pentru că noi angajăm oameni, dăm afară oameni dacă suntem nepregătiți, dăm cecuri, bilete la ordin, dezechilibrăm piața. Nu prea poți să-i dai pe copii afară, adică... Din păcate, câteodată, nu? Deci, bine, stai aici. Da, așa e. Dar cred că se pot învăța multe și din business în viața personală și în viața familială. Cred că e bun subiectul. Poate putem să explorăm puțin. Adică dacă îți faci un business plan personal sau al familiei, business-ului, da? Sau... Deci vorbești de personal acum. Da, personal. Da. Ce reguli ar trebui să... Luate din business? Mm-hmm. Păi ca în orice. Nu, poate ați citit Eficiența în 7 trepte, da, lui Stephen Covey, parcă. Pentru mine a fost o carte foarte importantă. Am citit-o la 16 ani. Mm-hmm. Adică acum aproape 30 de ani. Și capitolul 2 spunea Begin with the end in mind. Începe cu sfârșitul. Cred că în orice călătorie pe care ar trebui să o, în care pornim, trebuie să începem cu sfârșitul. Vezi, și la GPS e la fel. Primele două informații pe care le are nevoie un GPS este, în primul rând, localizarea. Să știe unde... Dacă nu te poate localiza, e nasol. Și te întreabă unde vrei să mergi. Două lucruri importante. După care îți arată niște alternative. Anumite rute sunt mai lungi și ai nevoie de mai multă benzină, resurse, altele sunt mai drepte, ajungi mai repede, dar, nu știu, poate trebuie să plătești taxe de drum sau eu știu ce altceva. Fiecare alternativă, fiecare drum alternativ are specificul lui. Și atunci, cred că înainte de toate, trebuie să îți dai seama unde ești, să fii cinstit cu tine. Adică să-ți faci acest assessment. Bă, eu la nivel de competențe, unde sunt? De nota 7. Să nu crezi că te duci pe o stradă și te lupți cu un Ferrari și tu ai un Trabant. Adică trebuie să înțelegi care sunt capacitățile tale și dacă mai ai nevoie de timp, să ți le crești, să ți upgradezi, ca să ai un start bun. Trebuie să-ți dai seama unde ești la nivel de competențe, la nivel de caracter, la nivel de resurse, la nivel de networking. Pe cine poți tu suna acum, azi, ca să te ajute să pornești în drumul ăsta, să-ți deschidă niște porți, nu să-ți dea avantaje incorrecte, dar să îți faciliteze drumul ăsta sau să deblochezi niște drumuri. Cred că evaluarea asta inițială trebuie să fie onestă și de cele mai multe ori cu altcineva, cu alții.
Mi-ar plăcea foarte mult oamenii să vorbească, știi, bancul ăla cu psihologii. Psihologii nu se salută cum ne salutăm noi. Salut, ce faci, bine? Ăla zice înapoi. Psihologii se salută, salut, tu ești bine, eu? Dar mi-ar plăcea să avem conversația asta în care să mergem unii la alții și să spunem, bă, acum nu vreau să vorbesc despre nimicuri, vreau să vorbesc de ceva important. Poți să-mi spui ce crezi despre mine? Poți să-mi spui pe zona de relații, cum mă vezi? Poți să-mi spui, ca să avem un assessment mai clar, știi, mai de mult sateliții care îți identificau locația, erau mai mulți, acele GPS-uri mai de mult spunea, scriau pe ecran, acquiring satellite signals. Cam cei din jurul nostru ar fi niște sateliți care ne poziționează mai corect decât o facem noi. Apoi al doilea lucru este să stabilești cu adevărat acel lucru care chiar contează pentru tine, acea destinație pe care tu o vrei. Și trei, să stabilești rutele pe care tu vrei să mergi, să-ți alegi ruta pe care vrei să mergi în funcție de resursele, competențele, puterea, energia, timpul pe care le ai. Cred că a fost un răspuns prea lung, da. Dar oare plecând de la muncă, mai ai chef acasă să stai? Da, în muncă stai, ai task-uri, deadline-uri, totul este organizat. Mai ai energie să faci asta și acasă? Dacă mergi la muncă, nu. Dacă îți place cine ce merge faci, la muncă? Dacă îți place ce faci și ești în contextul potrivit. Cine merge la muncă? Ai văzut câți oameni fericiți la Opera Națională pe 3 iunie? Ce înseamnă pentru mine la muncă? La muncă înseamnă să te duci. Aveam pe cineva care tot timpul când plecam zicea să ai o zi ușoară. Asta înseamnă să trimiți pe unul la muncă. Adică, bă, să-ți fie cât mai ușor. Chiar dacă nu-ți place, chiar dacă ai un șef care te enervează, trebuie să-ți plătești facturile. Pentru mine asta înseamnă la muncă. Dacă te duci într-un loc în care îți face plăcere să mergi, ceea ce faci are sens și semnificație. Uh-huh. Eu vin acasă de multe ori, mai ales după niște cursuri la care mă energizez foarte tare, vin acasă energizat. Alte ori vin obosit, pentru că sunt foarte multe deplasări și foarte multe zile nedormite. Dar nu vin obosit psihic. Poate vin doar obosit fizic sau mai doare spatele după 6 ore de stat în picioare sau lucruri de genul ăsta. Dar dacă îți place ce faci, nu există să ajungi acasă obosit. Nu există. Nu există. Eu sunt mai somnolent de felul meu, eu dorm oriunde, doar ca să vă dați seama cam ce grav, în ce stare sunt, am adormit alaltăieri la dentist. Deci eu, dacă mă pui undeva, și acum, dacă, nu, și eu la lași, dacă mă lași 15 minute și nu mă întreb nimic, eu... Poți să crei în bartetul, dacă vrei. Perfect! Punem aici când noi stăm liniștiți. Meditație ghidată cu Cristian Onețiu. Exact! Doar închideți ochii, ascultați în vocea interioară. Cât ai fost cel mai dator vreodată? 3 miliarde jumate de lei vechi. În euro? 80.000, 80 și ceva de... În România se lucrează în euro, iar nu la Dubai, dar... Mă scuzați, da. 80 și ceva de mii de dolari, plus niște penalități care mai erau vreo... Dar le nu le-am pus, că trebuia să urma să le amân sau să le... Mai erau vreo 30.000 de... Deci 110.000 de tot. Uite, Taleb, că știu că l-ai văzut ieri la Brand, mai spunea că el niciodată n-a avut împrumuturi sau credite ipotecare. Da. Noi românii, el zicea că noi românii avem vorba asta, că cei care sunt datori nici nu sunt niște oameni liberi. Mm. Poți trăi fără datorii? Taleb e libanez, de asta ne înțelegem, că noi avem exact. Culturi foarte apropiate. Dacă poți trăi liber fără datorii... Nu, cu datorii. Cu datorii? Da. Dacă ai întreba un american bogat, te-ar spune să trăiești fără datorii ar fi o prostie, pentru că sistemul lor le permite să, dacă ai bani, să iei datorii de undeva, să acumulezi debt și să nu plătești impozit pe ei. Deci asta e metoda lor preferată. Dacă au $1,000,000, ei nu o să cumpere ceva de $1,000,000, ei o să ia de la bancă de $1,000,000, o să tranzacționeze și o să facă lucruri cu $1,000,000 ăla și aia o să fie netaxați. Uh-huh. Dar pentru noi nu avem problema asta, că acolo taxele încep de la 50% în sus. Pentru noi taxele astea de 1% pe profit și de astea... Deocamdată. Astea, noi nu avem problemele astea. Deci pentru noi datoria e o problemă pentru că suntem sclavii celor care determină dobânzile pe care trebuie să le plătim. Și atunci ești întotdeauna sub stresul ăsta, că dacă se schimbă ceva în exteriorul tău, tu trebuie să plătești de două ori mai mult pe apartamentul tău. Deci un pic stresant.
Pe de altă parte, dacă nu, sunt oameni care dacă nu își bagă singuri furca în spate, nu se mișcă. Am văzut mulți oameni care sub impulsul datoriilor la bancă s-au pus pe treabă. Nu cred că am un răspuns general la chestia asta. Cred că depinde de tine. Dacă vrei să fii liber cu adevărat și ești convins că tu ai drive-ul tău personal să te miști, nu-ți lua niciun fel de datorie pentru că o să pune pe tine presiune și o să-ți macine drive-ul tău interior. Dacă simți că ești copil făcut mare și numai cineva, dacă ai nevoie de ceva să te mâne din spate, ia-ți o casă pe 30 de ani, doi copii, și apucă-te de treabă. Și o mașină de 100.000 de euro. Nu de 100.000, azi de 30.000, că oricum o să fie destul. O să te pune pe treabă treaba asta. Adică, cred că toate lucrurile sunt... Nu, eu nu văd lucrurile în alb și în negru. Eu cred că fiecare dintre noi trebuie să folosim instrumentele disponibile pentru a ne mobiliza spre ceva mai bun. Uneori, unii din oamenii pe care eu cunosc au fost mobilizați de presiunea datoriilor. Și au făcut o treabă grozavă în viața lor. Și dacă între pe ei a fost bine, nemaipomenit. Dar târziu, între timp le-a fost greu, pentru că lor le plăcea să se joace pe calculator sau să facă alte lucruri. Asta a fost driverul lor. Alții care sunt mai rebeli de felul lor, nu suportă să aibă alții control asupra vieții lor, asupra procentelor de dobândă pe care trebuie să le plătească sau asupra gradului de îndatorare general. Dar nici nu e ușor să faci, să pornești în viață, mai ales ca antreprenor, fără datorii sau fără tipuri de loan-uri de la oameni, de la instituții. E foarte greu să concurezi cu o altă companie care are 100.000 de dolari, poate bugetul de start, și tu ai 5.000 de dolari. E mare diferență. Ăla poate să angajeze oameni, poate să aibă activități de marketing complexe. Startul e diferit. Dacă gestionează bine treaba asta și reușește să ramburseze banii, el a câștigat 3 ani în fața ta. Dacă crezi în acest principiu să te întinzi cât ți-e plapumă, chiar cu datorii, chiar nu credite. Nu sunt persoana potrivită să întrebi asta. Tocmai de aceea, pentru că te știu un tip curajos. Cu simțul riscului. Bine dezvoltat. Da. Mie întotdeauna mi-a plăcut să fiu cel mai prost din sală. Și azi mă simt bine, că știu câțiva oameni care sunt mult mai deștepți aici. Am văzut pe culoare, mă simt bine. Mă simt neprovocat atunci când nu mai am ce învăța dintr-un loc. La fel și în business-uri, când îmi dau seama că ele îmi rămân mici, simt nevoia să intru în business-uri mai mari care să impacteze mai mulți oameni, să creeze mai multă schimbare. Pentru că pentru mine business-urile, eu niciodată nu le-am privit. Sigur că există obiectivul final de a face profit, dar până ajungi la profit trebuie să faci o grămadă de lucruri, stai incert. Pentru mine întotdeauna a fost mai important impactul pe care putem să-l avem prin business-urile astea. Dacă mă preocupă sănătatea, eu trebuie să fac o companie care 24 din 24, 7 zile din 7, promovează activ ceva care susține pozitiv acel lucru, să-l repare cumva. Dacă mă preocupă educația, trebuie să intru în acea verticală, să intru și să creez ceva care... Eu nu sunt decât un om, n-am decât 8 ore, 10 ore și sunt puțin, mic, dar 1.000 de oameni, 5.000 de oameni, 10.000 de oameni să vorbească despre același lucru peste tot, simt că am adus un impact și o contribuție în zona respectivă decât să stau să mă plâng că nu merge bine educația sau sănătatea sau alte lucruri. Așa că, pentru mine, provocările pe care le-am luat au fost întotdeauna de tipul ăsta de impact entrepreneurship. Pe măsură ce m-am mai deșteptat un pic la minte, m-am uitat și am văzut și probleme și acolo. Și acolo. Și atunci, cu cât problema e mai mare, cu atât trebuie să riști mai mult să intri în ea. Deci când spui că business-urile ți-au rămas prea mici, nu e pentru că aveai impresia că tu câștigi prea puțin bani și că poți să câștigi mai mult. Nu, în unele câștigam mult mai bine fiind mici. Pentru că puteam gestiona ceva acolo. Nu, mie îmi rămân mici la nivel de viziune, la nivel de impact. Mă uit și spun, oh, Doamne, cât mai e de lucru în zona asta. Câte mulți oameni care nu știu, care nu află, care nu avansează, care nu au opțiuni. Vorbeam cu Paul Tucăra mai devreme despre capcanele astea ale minții. Și una dintre capcanele minții specifică business-urilor, da? Minții, dacă există o minte universală de business, este asta, mintea corporatistă, care s-a transferat și la mintea antreprenorială. Mai mult, mereu trebuie mai mult, mai mult. Mai bine nu există.
ai fost în capcana asta mentală de mai mult, mai mult? Mai mulți bani? Mai mult profit? Nu. Niciodată? Nu prea. Nu, adică, sigur am avut frustrările mele de copil sărac, a trebuit să-mi iau un Mustang din 64, că am văzut eu la Beverly Hills 90.212 sau cât era acolo și am vrut să-mi iau. Am vrut să-mi iau Carrera de nu știu care, că la fel, copilul sărac, dar mi le-am rezolvat repede. Noroc că n-am văzut multe filme. Era două, trei mașini și am scăpat. Mai dau eu câteva dacă vrei. Da, da, nu, nu contează. Deci niște, e un fier până la urmă care te duce într-un loc într-altul. Îți dai seama repede de lucrurile astea. Tu vorbești de Warren Buffett style, de genul ăsta în care mai mult, în care neapărat trebuie să fac mai mult. Dar există un... În care orice corporație trebuie să declare mai mult profit față de anul trecut. Da, dar uite, noi avem un ADN românesc care ne salvează. Hai să spun de ce. Ia spune, pentru că mai avem. În ADN avem. ADN-ul ăsta românesc, din ăsta s-a născut Constantin Rogan. Rogan îl cheamă, nu mai știu dacă e Constantin sau... Care a scris teoria biodinamicii în economie și a doua lege a a doua lege a biodinamicii este o să-mi aduc aminte imediat. Ce vrea să spună legea asta? Spune că o creștere continuă nu este posibilă matematic și fizic. Și omul a demonstrat în această carte, care a fost editată în România, că nu există ceea ce economia lui Adams promovează. Că nu poți să ai cicluri permanente de creștere și că toată economia este ca în viață, are urcușuri și coborâșuri și că nu se pot tipări bani la infinit crezând că amânăm problema. Astăzi vor să-i dea premiul Nobel post-mortem pentru că în sfârșit au acceptat că treaba asta nu e posibilă. Deci noi avem în înțelepciunea noastră ancestral românească înțelegerea că viața e în cicluri. Ei ne spun americanii că nu e așa, că o să crească tot timpul și o să ne fie mai bine și că... Însă noi știm că viața e ciclică și de asta românii mă bucur că au proprietățile lor, mă bucur că au rezervele lor, pentru că vor veni vremuri în perioada următoare în care treaba asta va fi foarte valoroasă să nu mai punem botul la ceea ce ne învață americanii. Crezi? Da. Adică... Voi aplaudați-vă unii pe alții, că voi sunteți aia care faceți treaba asta, voi sunteți cei care vă opuneți unei mentalități și a unei presiuni care deja e pe cale să moară și multe lucruri pe care noi le simțim în ADN-ul nostru de protecție și de autonomie cred că vor fi super valorizate. Tu crezi că, nu știu, generația copiilor noștri va avea simțul ăsta al proprietății? Adică trebuie să iau o casă, trebuie să... Cred că da. Cred că da. Mea? Cred că da. Chiar dacă vor călători mai mult, chiar dacă vor învăța în mai multe limbi, chiar dacă vor coopera și vor lucra mai mult remote decât fizic la birouri, cred că toată treaba asta, chiar dacă tehnologia va schimba mult modul în care lucrăm, comunicăm, ne distrăm, cred că sentimentul ăsta de autonomie, dac, va rămâne. Cum îi zicem noi, important e să ai bascula ta. Roaba ta. Sculele tale, ca taică-miu, care are un dulap de ăsta de scule, n-are nevoie de nimeni, domnule, e autonom. Da, mă, da. Lasă fie acolo. Repar orice. Eu te întrebam de capcana asta lui mai mult, pentru că mi se pare că dinspre corporații vine și înspre personal. Vrem din ce în ce mai mult. Și ajungem să avem mai mult, doar că pe măsură ce avem mai mult, și cheltuim mai mult. Logic. Deci de câștigat nu câștigăm mai mult. Ca într-un buget de venituri și cheltuieli. Veniturile mai mari nu garantează profitabilitatea mai mare dacă nu-ți păstrezi cheltuielile sub control. Dar să știi că și aici o încercare. De partea negativă a trăsăturii noastre românești, trăsăturilor noastre românești. Dacă vrei să scapi de robia banilor, eu recomand oricărui om să-i facă. Pentru că altfel rămâne strugurile la acru, care e ochiul dracului, care e rău, care e pentru că nu l-am obținut. Eu provoc pe orice om, dacă are această teamă de bani, să-și ia 3 ani de zile să găsească o metodă prin care să-i facă. O să-și dea seama că n-au valoare în sine și că tot lucrurile pe care vrei să le faci sunt simple și nu îți trebuie de 10 ori mai mult. Dar e mult mai mișto să faci această transcedere. Nu poți să fugi de ceva ce stă în capul tău și e prezent în jurul tău zi de zi. Mai bine înfrunți cu un plan bine făcut
treci de partea cealaltă și zici, ok, am înțeles acum. Aș putea să mă duc mai departe spre mai mult și să-mi vând sufletul, dar prefer să stau aici. Dar am trecut podul, nu mai fac pe nebunul și spun că e doar rău de acolo. Nu e doar rău. Să ai niște bani, să ajuți pe cineva din familie care are nevoie de 50.000 mâine să își facă o operație, nu cred că e rău. Să poți să susții două școli, nu cred că e rău. Să faci tabere anuale în care să aduci copii de peste tot din țară și să înveți despre comunicare, nutriție, educație financiară, să ai resurse să poți face asta, nu e rău. Depinde ce faci cu banii până la urmă. Dacă îi cheltui pe lucruri pe care tu le vrei și lifestyle-ul tău vrei să crească infinit, atunci probabil că i-ai pierdut și n-ai înțeles nimic. Cristi, aș vrea să vorbim un pic despre convingerile astea limitative pe care le avem legat de, de bani. Gen, banii se fac greu, banii ocul dracului, dar pe asta tocmai ai, ai negat-o acum, spunând că banii sunt un mijloc cu care tu poți, o unealtă cu care poți să faci și bine și rău. Tu știi că ăștia înțelepți ne spun așa cum zici și crezi, așa e. Și cred că și în cazul ăsta e la fel. Doar că, vezi, nouă, comunismul, chiar dacă a adus multe lume de la țară și i-a pus la oraș și le-a crescut un pic standardul de viață cu toalete și cu alte lucruri, a făcut și un lucru rău. A tăiat legătura asta între oamenii care erau oameni de afaceri mai demult și cu generațiile următoare. Noi nu mai știm cum se fac banii și atunci, neștiind, presupui că e greu. Dacă mă întreb cum se face sfoara, mă gândesc că e greu. Că n-am un gimnast lângă mine care îmi spune, fii atent că te învăț și eu în două săptămâni poți să o faci. Și atunci credem că e greu. Credem că sunt răi pentru că vedem o grămadă de oameni care au folosit, care au făcut într-un mod frauduros bani, care ne deranjează zilnic în trafic și la televizor, epatând cu lucrurile astea. E firesc să avem reacția asta, ținând cont că nu știm cum să-i facem. Îi vedem pe cei care au făcut, pe mulți care au făcut fraudulos, deranjând pe toată lumea cu treaba asta și nu există niciun fel de set de valori. Și, doi, nici nu există niciun fel de educație financiară, nici pentru copii, nici pentru adulți. Deci, nici nu știm, nici nu ne învață nimeni, mai și vedem pe unii care au făcut bani și care sunt dezastre. E firesc să ajungem la niște concluzii de-astea. Întrebarea este dacă această convingere ne ajută. Toate convingerile sunt firești, că poți să ajungi la om. Întrebarea mea la orice convingere pe care o am este, mă ajută sau mă încurcă? Și dacă mă încurcă, e problema mea. Dacă mă ajută, trebuie să o pun la treabă, să o folosesc. Cred că una dintre cele mai păguboase este asta. Se fac greu. Și îmi dădeai exemplu, te-ai întors de la Londra, exemplu românilor plecați acolo, care au fost la conferința ta, care acum încep să scoată răsadurile în antreprenoriat. Da. Ei știind că s-au dus acolo ca să muncească pentru un salariu. Și s-au prins după niște ani, stai un pic, că ăștia nu sunt cu nimic mai deștepți decât noi. Și putem face bani altfel. Dar vezi, uite, lor, le-a luat 10 ani de greu, că n-au știut altfel. Chiar a venit cineva și a zis, Cristi, dacă te-aș fi auzit acum 10 ani, și eu zic, primul material care l-am pus pe YouTube e de acum 10 ani, doar că tu nu m-ai căutat. Pentru că limitativ atunci nu era în universul lui. Eu întreb întotdeauna oamenii când vin și se plâng de ceva, zic, arată-mi și mie istoriul de la Google-ul tău. Dacă mi-arăți ce ai căutat ieri, alaltăieri, și îmi spui că nu găsești acea informație și n-ai putut să faci nimic cu ea, înseamnă că e o mare oportunitate sau ești, nu știu, vizionar. Dacă tu îmi spui că acum 10 ani de zile ai căutat cum poți să-mi pornesc un business, care sunt cei primii 10 pași și tu n-ai găsit informație, nu cred. Dar n-ai căutat. Vezi că nu căutăm, nu găsim. Era, ne-a spus, bate și ți va deschide, cere și vei primi. Dar noi n-am înțeles. Ai telefonul la tine, Cristi? Da, sunet. Nu, poți să văd ultimele tale conversații cu ChatGPT? Cu ChatGPT, ia să vedem ce a zis aici. L-ai întrebat ceva despre criză? Vine criza, nu vine criza? Noi ne jucăm de vreo 3-4 ani cu sculele astea și cu tool-urile astea, pentru că ele sunt B2B, adică de la business to business, dezvoltate de foarte mult timp. Oamenii nu prea fac diferența asta. Mulți cred că ChatGPT a fost făcut acum 4 săptămâni de niște băieți într-un garaj. Primii bani investiți au fost acum 8 ani.
masiv în ultimii 6 ani. Deci s-au pompat poate cei mai mulți bani din industrie, din toată industria de tech, în AI. Apoi companiile au primit demo-uri prin care noi să vedem dacă funcționează și ne-au cerut permanent feedback. De-abia după 7-8 ani de investiții masive și testări și machine learning avansat, a apărut o utilitate comercială pentru oamenii simpli și pentru oamenii indivizi. Și de-abia acum văd ce se poate face. Am văzut zilele trecute, conferința din Elveția, cred, al lui Harari, în care a vorbit despre, despre inteligența artificială. Aș vrea să facem o paranteză. Toată lumea zicea până acum că n-are cum să replice umanul inteligența artificială pentru că n-are conștiință. Dar nu are nevoie de conștiință. Da. Ca să funcționeze. Practic, pericolul pe care îl vede Harari este că în momentul ăsta inteligența artificială ne-a învățat limbajul. Și se știe, la început a fost cuvântul. În momentul în care inteligența artificială are capacitatea asta de a absorbi toată cultura pe care omenirea... Cu bune și rele, pe care a creat-o până acum. Da. Dacă știe limbajul, practic va putea să ne ofere următoarea treaptă a umanității. Cultura făcută de inteligență artificială. De fapt, asta spune Harari. Cei care au cucerit întotdeauna un teritoriu, lumea, un continent, au cucerit prin cultură, nu prin arme. Și AI poate să fie, să ne dea noua cultură. Harari e mai rațional așa. Eu cred că cei care vor cuceri vor fi cei care vor iubi. Așa că suntem încă safe, încă putem să fim peste. Și cred că lumea e împărțită astăzi între pro-AI și împotriva AI-ului. Oamenii sunt speriați că o să le ia muncile, așa cum au fost speriați și acum 30 de ani, 60 de ani, când a fost un salt tehnologic masiv. Uh-huh. Când au apărut primele fabrici în care erau roboți care făceau, era circ la televizor, că vai de mine, noi ce facem? Oamenii s-au reorganizat și-au găsit noi meserii, paradoxal mai bine plătite și mai ușoare decât cele care le făceau înainte în locul roboților. Adică tu crezi că e un fel de revoluție tehnologică, revoluția tehnologică de care toată lumea a fost îngrozită la vremea respectivă, dar a crescut productivitatea, a dat mai multe locuri de muncă, la fel se va întâmpla și cu... Părerea mea, dar asta e speculativă, e doar ce cred eu. Este o revoluție tehnologică, un ciclu care trebuia să vină, era așteptat, și este o mare oportunitate de salt de conștiință. Interesant. Harari vede, de fapt, sfârșitul istoriei dominate de oameni. Dacă te uiți la umanitatea, cum s-a organizat ea până acum și cum ne judecăm și cum ne trăim viața și ce ațipiți suntem până acum, ațipiți spiritual, ațipiți fizic, ațipiți mental, ațipiți profesional, da, oamenii ăștia n-au un viitor prea bun. Dar saltul de conștiință presupune că trezește toate aceste ațipeli și le activăm. De asta zic că e șansa mare. Adică tu vezi că atacul ăsta, să zicem că e un atac al inteligenței artificiale care reușește momentul ăsta, nu vorbesc din viitor, să se upgradeze singură. Eu sper să ne dea, să ne pune în fața unei inevitabilități. Va fi o trezire de conștiința noastră? Da. Adică... Și cum omul nu se duce la dentist decât când îl doare, cred că nu ne doare destul. Încă nu ne-a ajuns la nerv. Da. Dar cred, până în ultima... Până la ultima suflare, că omul, în momentul în care își pune toată credința și toată puterea și toată dragostea, va putea să treacă la nivelul următor. Nu suntem mulțumiți de umanitate cum e organizată. E șansa noastră să o schimbăm. Este momentul cel mai bun, este împinsul din spate, apropo de dobândă și credite. Vine cineva și ne împinge să devenim mai buni. O luăm șansa asta sau nu? E foarte interesant ce zicea Harari, că până acum, în ultimii 10 ani, dominați de social media, toată lumea s-a luptat pentru controlul atenției noastre. Uh-huh. Da? TikTok ne vrea atenția, furând-o de la Facebook, Instagram și așa mai departe. Podcasturile au furat de la TV. De la TV, cel mai mult. A fost o luptă pe controlul atenției. Dar ceea ce urmează acum este o luptă pe controlul intimității. Și cine are controlul asupra intimității omului este peste cel care are controlul atenției. Așa e.
Iar AI poate să facă lucrul ăsta. Să ne câștige intimitatea. Să ne cunoască mai bine decât ne cunoaștem noi. Ce votăm. Da, da, te întreb. Cine-i responsabil să devină mai self-aware de el decât chiar noi? Da, dacă ăla știe mai multe decât noi, nu înseamnă că noi nu ne-am ocupat de noi să ne cunoaștem. Ne întoarcem la același lucru. Cunoaște-te pe tine însuți. Înțelege că te duci acolo și că ăia te păcălesc la magazin și îți pun pâinea la capătul raftului ca să mai cumperi încă 7 lucruri. Devină conștient de lucrul ăsta. Înțelege-te cine ești. Este nefiresc ca un algoritm să te cunoască mai bine decât tine când ai deja 40 de ani sau 30 de ani. E nefiresc. Înseamnă că tu n-ai stat deloc de vorbă cu tine. Când n-ai fost la conferință, la Fine. Asta e momentul, da. Acum, întorcându-ne de la Harari la Taleb, da. Mie îmi place să te provoc, dar văd că tu ești mai idealist decât mine. Ce zodie ești? Pești, n-am ce face. Ăștia toți, trebuia să-mi spui de la început, nici nu veneam. Și acum tu trebuia să... Mihai, tu ce zodie ești? Exact, tu te întrebi eu, nu? Tu ce zodie ești? Stai să vedem reacția asta. Balanță. Aici pe cineva balanță. Da. Taleb zicea că epoca Easy Money s-a încheiat, s-a terminat. Da. Că s-a terminat cu Disneyland-ul, copiii mergeți la muncă, gata, da, cu joacă. Da. Crezi că se vor face bani din ce în ce mai greu? Și aici nu vorbesc, că nu mă interesează neapărat global, în România. Cred că sfârșitul unui ciclu economic major marchează și sfârșitul finanțărilor nesăbuite în acel... Au fost obișnuiți de 40 de ani să bage bani în aceleași modele de business. Acum se termină modelele de business și acum reîncepe o nouă economie de construcție. O nouă economie de construcție în care fondurile n-au încredere încă să investească pentru că n-au istoric. Ei funcționează ca bancherii. Ai istoric sau n-ai istoric. Și o perioadă de trecere în care modelele și noile economii care se creează acum nu sunt validate matematic, algoritmic, să le iasă lor socoteala la nivel de randamente. Deci nu este... În continuare sunt mulți bani în piață, doar că mandatul pe care îl are un fund manager sau hedge funduri sau toți managerii de bani, ei nu pot să investească dacă nu bifează niște checkbox-uri. Iar momentan noile economii nu pot să arate suficient istoric încât să le poți bifa. Și atunci e un pic de blocaj. Cred că în următorii 3-5 ani de zile se vor valida niște modele noi de business, niște noi economii care acum sunt niște nișe care vor deveni huge, cum deja apar lângă noi, cum eclipsează ChatGPT un Google în 6 luni și zici, n-are rost să mai caut pe Google, care era 70% din revenue Google și pică deodată și nu mai știu cum să-și revină. La fel vor fi în mai multe economii. În foarte multe economii se vor schimba modelele de business, tehnologia care e folosită și vor reîncepe să se investească. Cred că e o perioadă de așteptare. De așteptare, pentru că banii globali nu vor să fie plasați în zone de risc. Și momentan este trecerea dintre două lumi. O lume veche și o lume nouă. Și acum întorcându-ne la România. România e o țară în care puteai să găsești modele de business, nișe, ocupate de mult timp în alte țări. Adică s-au făcut bani. Da. Și cred că încă mai sunt la nivel de business mic, de familie. Eu nu cred că există vreodată criză pentru un business mic de familie. Pentru că întotdeauna găsești 500-1000 de oameni care sunt nemulțumiți de ceva. De modul în care primesc cumpărăturile, de modul în care... de sortimentația unui magazin mare care e lângă tine sau de serviciile pe care le primesc acolo sau orice. Cred că... plus că mai avem o grămadă de exemple istorice. Întotdeauna majoritatea companiilor din top 500 Forbes erau fondate chiar în perioada de criză. Ce înseamnă asta? Înseamnă că ei au identificat o perioadă în care toți se retrăgeau, ei au inovat. Și când economia și-a revenit, ăștia erau răniți după cutting cost, după tăiat de costuri și optimizări, și ăștia erau în avânt pentru că ei credeau în ceva ce urmează să fie și chiar s-a întâmplat. Deci cred că la nivel antreprenorial întotdeauna au fost crize. România le simte mult mai puțin, asta e bine, mult mai puțin decât le simte America sau UK sau alte economii mari. Și cred că locul unui business mic-mediu
nu poate fi luat de criză. Deci poți să te gândești la 500-1000 de oameni ca și target? De clienți. Să-ți targetezi un 500-1000 de clienți pe care îi servisezi și ai un business de familie grozav, câștigi mai mult decât la corporație. Și vei fi primul lovit de următoarea criză. Teoretic, orice te poate lovi. Te poate lovi și un magazin mai mare care se deschide lângă tine, dar după aceea oamenii se întorc pentru că văd că acolo vorbesc cu o casă de marcat și poate vor să vorbească cu un om și tu oferi chestia asta. Există tot timpul oportunitatea dacă întrebăm piața. De fapt, exercițiul ăsta e cel mai bun. Când vine cineva și spune, am o idee, ce zici? Păi zic, nu mă întreba pe mine. Întreabă 200 din oamenii pe care îi ai în public cu țintă. Tu te și întreabă-i. Vreau să fac napolitane roz. Ai cumpăra? Și spun aia. Degeaba îți place ție napolitana roz? Sau mie mi se pare o idee diferențiată și o să prindă. Întreabă-i pe aia 200. Îmi spui cum pui suflet în afaceri. Și îți dau un exemplu. Frizerul meu e aici în sală. Nu o să vi-l arăt. Aplaudați-l că a făcut treaba bună. Dacă... Azi dimineață. Are un salon mic, 40 de metri pătrați, lucrează 2 angajați și are încasări mai mari decât salonul de pe strada cealaltă, care are 12 angajați. Are încasări mai mari, zilnice, și profitabilitate lunare. Probabil de 3 ori, 4 ori mai mare. Da. Bravo lui. Asta înseamnă, pe lângă faptul că muncește de dimineața și până seara. Evident. Și că asta a făcut toată viața. Da. Diferența între salonul ăsta, care în 2 oameni face cât ăla cu 12 oameni, e sufletul pe care îl pune? Adică business-ul lui, el e motorul? Cred că într-adevăr contează ca stăpânul să fie acasă. În orice business de familie. Ca și la cârciumă. Da. Stăpânul trebuie să fie acasă. Aici e greu să faci procese, proceduri, pentru că oamenii iubesc tocmai pasiunea care e acolo, plăcerea de a face lucruri împreună. E ca o mică familie care operează împreună și e greu să pui proceduri în familie. Dar cred că mai mult decât sufletul, sau pe lângă suflet, cred că contează foarte mult calitatea și valoarea adăugată pe care o aduce omul respectiv. Am văzut oameni super sufletiști. Bă, pita lui Dumnezeu, știi cum spune noi? Mă, nu aduce valoare în economie, în fața clientului. Nu-i aduce valoare. I'm sorry, ești prietenul meu, ești, dar nu pot să vin. Că simt că plătesc mai mult decât primesc. Asta e, de fapt, valoare, e când dai mai mult decât ceri. Și omul de lângă tine zice, băi, și dacă îmi cereai de 2 ori mai mult, încă eram mulțumit. Cred că în lupta asta și în piața asta de economie simplă, că toți ar trebui să ne întrebăm care e valoarea pe care noi o dăm față de ce primim sau față de ce așteptăm. Și în afara business-ului, care e valoarea mea în business și cât primesc salariu? Oare primesc prea mult sau prea puțin? Și dacă primim prea mult, să mergem să spunem, bă, simt că sunt nefolosit la maxim aici. Dar cum faci? Prima oară ceri o mărire de salariu sau prima oară îi arăți care este valoarea pe care o aduci business-ului? Mă întreb cum se întâmplă sau cum ar trebui să se întâmple? Nu, cum ar trebui să se întâmple? Ar trebui să se întâmple de ambele părți. Angajatorul și angajatul să aibă permanent feedback unul către altul referitor la valoarea și contribuția pe care a adus-o și cum se poate optimiza această valoare. Pentru că și noi, ca și angajatori, suntem foarte interesați să identificăm oameni talentați care pot mai mult sau pot mai mult pe verticală. Poate să iasă din zona de expertiză și să conducă alți experți și să fructificăm acest talent de management sau de leadership pe care l-au. Și cred că fără evaluări ritmice, lucrul ăsta e doar o speculație. Ori e ăla nemulțumit că mai are un coleg care primește mai mare salariu la altă firmă și vine și cere și ție, dar n-are legătură cu economia afacerii tale. Ori compania zice, n-am mai făcut atâtea vânzări sau atâtea profit, trebuie să mai scădem salariile. Cred că fără această comunicare e doar o decizie de conjunctură. Cristi, ce facem cu banii anul ăsta? Băi, dacă îi avem, da? Uh-huh. Presupunem că îi avem. Presupunem că îi avem. Îi avem? Cam subțire răspunsul. Nu cred. Spuneți, avem. Nu știu dacă e o întrebare. Cred că... Și te întreb asta pentru că de la începutul anului consumul în România începe ușor să scadă. Da. E o presiune destul de mare și din zona asta bugetarilor, profesori, și așa mai departe. Am niște bani la mine. Eu ce cred e că trebuie să ne pregătim pentru niște taxe mai mari.
în primul rând. Nu ține de noi. Hai să vedem ce putem face noi ca oameni. Ok. Ăștia oricum o să schimbe și o să facă ce vor. Eu dacă mă culc cu banii ăștia în buzunar astăzi, mă trezesc tot cu ei. Teoretic, nu au o valoare fundamental mai mică sau mai mare mâine. Poate puțin, poate pot să cumpăr 19 roșii în loc de 20. Poate. Dar nu de pe zi pe alta. Cred că, dacă vorbim despre bani, cred că ar trebui să începem ca în orice. Să ne educăm despre ce înseamnă banii. Știu că guvernatorii și guvernanții poate să facă tot felul de lucruri și aș vrea să ne focusăm tot timpul pe noi. Ce putem noi să facem pentru ca noi să fim mai prosperi? Cred că primul lucru este să ne educăm asupra banilor și mai ales din 71 încoace ce au însemnat banii și ce înseamnă fiat money și cum ei s-au creat, cine îi generează, pe ce principii, ce înseamnă inflație, ce înseamnă deflație. Cine îi tipărește, când îi tipărește. Cine decide, cine distribuie, cine câștigă. Ce înseamnă distribuția banilor sau generarea banilor în ciclurile și în procesele bancare. Până nu înțelegem lucrurile astea, nu înțelegem trecutul. După care trebuie să începem să căutăm să înțelegem cum vor arăta banii. Iar eu pun un pariu cu voi că în 10 ani de zile nu vor mai arăta așa. Eu sunt mirat că tu ai cash la tine. Am și cash, că în România nu știi niciodată când trebuie să-i dai la un parcagiu ceva și ăla nu te lasă să parchezi mașina. E mai bine. Deci, dar nu doar că vor fi doar digitale în sensul de credit card. Uitați-vă ce se întâmplă și ce înseamnă CDBC-ul și implementarea lui în 2023. Încercați să înțelegeți care este noua era banilor, pentru că altfel, dacă nu înțelegem, rămânem victimele unui instrument pe care nu-l cunoaștem. Nu știm cum se creează, nu știm cum se mulțesc, nu știm cum se fructifică, nu știm cum să-i plasăm. Recomandarea mea este să plasați banii care aveți astăzi sub formă digitală în carduri, în conturi și cash, în asset-uri care poate să depășească această perioadă de incertitudine, adică 5 ani. Wow, 5 ani așteaptă? De incertitudine, da, pentru că va fi un mare... Ăia 5 nu știm sigur dacă au început încă. Păi au început, doar că e o schimbare de ordine globală. Ăia care tipăreau banii până acum nu prea o să mai tipărească ei. Și e un circ acum. S-a schimbat tipografia. S-a schimbat tipografia, frate. Au venit unii și au zis, avem noi aici un programel care... Și nu mai trebuie nici măgăoile astea ale voastre care tipăresc. Gata, am terminat. Și acum noi suntem la mijloc și suntem ori victime, ori ne educăm repede să înțelegem ce se întâmplă, ce s-a întâmplat până acum și de ce am ajuns în situația asta și care sunt opțiunile în viitor, care sunt cele mai probabile variante care se vor întâmpla, că nimeni nu știe ce se va întâmpla. Eu recomand tuturor să-și mute banii pe care au în asset-uri care au mai mare stabilitate, că să crească, să scadă 10% e ok. Mai mare stabilitate în următorii 5-7 ani de zile. Dacă vor reuși să facă asta și într-un mod diversificat, am 20.000 de dolari, 3.000 aici, 5.000 aici, 4.000 aici, pentru că în viitor, peste 10 ani de zile, wallet-ul nostru ne va arăta în dimineața respectivă câți bani avem și va fi 100% diferit de valoarea cu care ne-am culcat. Unele tipuri de plasamente vor crește, altele vor scădea. Cristian Noneț, eu abia aștept să investești în Fain și Simplu când ne vom lista la bursă, măcar banii ăștia. Mai mult, pun deoparte, dacă aveți un IPO. De pe acum. Câteva, două, trei întrebări din asistență. O să ai nevoie de un microfon. Te rog. Ei ne văd pe noi, numai noi nu-i vedem, nu? Dacă îți dai ochelarii jos, ar putea să-i vezi. Dar nu prea văd nici așa, că fără ochelari nu. Uite văd aici. De la ochelari și când văd... Salut, Cristi! Să trăiești! Ce aș vrea să te întreb? Am descoperit că sunt pasionat de business în ultimul timp. Ce ești pasionat de? De business. Așa. Urmează să-mi termin licența acum și aș vrea să mă orientez către ceva școală de antreprenoriat, exceptând programele tale. Adică și cumva aș vrea... Dincolo de programele. Ceva mai bun. Am înțeles, Tot. Da. Am înțeles. Și cumva aș vrea să te întreb dacă ai una, două, trei sugestii din... experiența ta personală, din cercurile cu care ai umblat până acum, nu trebuie să fie neapărat în România, orice
ideea avea. Banii nu contează, da? Din România? Banii nu contează. Contează, dar... Bine, mulțumim pentru întrebare, Cristi. Hai să-ți dau o variantă care e în România. Entrepreneurship Academy sau Entrepreneurship University, parcă așa îi zice. E o universitate care are profesori, mulți profesori antreprenori și care își dau din sufletul și din timpul lor să predea lucruri practice. Și cred că e o opțiune validă. Am văzut niște oameni, niște tineri care au ieșit de acolo amazing. Multe proiecte, multe lucruri practice. Dar ce îți recomand? Asta nu costă atât de mult, e destul de accesibilă totuși. Însă ce îți recomand este să iei, dacă vrei ceva at the top, să încerci să vezi care sunt criteriile care te-ar califica pentru o bursă în universități de business mari. Paris, Barcelona, în Europa, London Business School, sau dacă vrei peste ocean, ce înseamnă MIT, Harvard. E un paradox. Oamenii ăștia caută talente peste tot. Și talente care se gândesc că de ce m-ar alege pe mine, că sunt cine știe, că oamenii care n-au încredere în ei nu aplică. Oamenii ăștia au o grămadă de granturi disponibile care să te ajute să treci puntea asta și să intri în lumea asta. Diferența între a face o afacere, o facultate în România, în Barcelona, în Londra sau la Stanford, este enormă pentru restul vieții tale. Și nu vorbesc aici că acolo te învață mai multe. Networking-ul pe care l-ai acolo este fabulos. Toată lumea zice, Mark Zuckerberg s-a lăsat de facultate. De la Harvard. Nu știu care, de la Larry Page s-a lăsat de facultate. Nu, s-a lăsat de PhD de la Stanford. Nu există mari tech guys astăzi care să nu fie highly educated. Chestia asta cu facultate e o prostie, e o minciună. Mai trebuie să fii la locul potrivit și să nu înțelegem că doar ce înveți acolo contează, ci cu cine înveți acolo și cum crezi relațiile acolo și ce fel de internship-uri faci și unde te duci să lucrezi în timpul facultății. Asta contează mai mult. Deci eu sper să mergi to the highest level și în 5 ani de zile să rup fâșul după aceea. Și eu te aștept înapoi în România. Mai luăm două întrebări, Cristi. Două. Bine, încă două. Bună seara, Raluca sunt. Știu că ești plecat de mult din România și aș vrea să te întreb dacă, uitându-te cu experiența pe care o ai acum, vezi câteva business-uri de aici care ar putea ajunge business-uri globale și ce recomandare le-ai face unora care se uită, au business-urile mature și se uită să se extindă afară, ce recomandare le-ai face din experiența ta? Mulțumesc! Cu plăcere! România are câți? Are două sau trei unicorns. Și ceea ce înseamnă că avem deja drumul făcut. Știm ce avem de făcut pentru a deveni o companie globală. Înainte de toate, trebuie să ne schimbăm mindset-ul de companie într-unul de cuceritori. Noi, ca români, nu avem mindset de cuceritori. Noi avem mindset de supraviețuitori. Deci, vin ăia, ne ascundem în păduri. Noi nu avem sângele ăla la care să ieșim, nu. Deci, la noi ne emoționăm când vedem speech-ul ăla de la Braveheart. Dar dacă s-ar întâmpla în viața reală, ăla ar spune, răjești, hai, și ăia toți fuga. Deci cred că pentru a cuceri o piață, pentru că asta înseamnă să devii o companie globală, înseamnă să cucerești. Trebuie să cucerești niște piețe care sunt deja ocupate de alții. Nu-i mic gol pe acolo și te așteaptă și zici, bă, bine că ai venit, mă, că te rog eu, ia 10 milioane. Deci tu trebuie să cucerești. Și asta înseamnă că trebuie să faci o echipă de cuceritori. Cea mai mare problemă pe care o văd la antreprenori români este că se mulțumesc cu prea puțin și prea repede. Nu sunt cuceritori globale, sunt cuceritori de oraș, de regiune. Până nu ai o viziune care să privească tot globul și până când nu ai setată atitudinea asta și multiplicată într-o echipă de răzeși puternici, și nu trebuie să fie neapărat români, cu cât sunt mai internaționali, cu atât mai bine, pentru că se creează o dinamică foarte mișto între niște soldați cuceritori internaționali. Cred că asta e cea mai importantă. Și Cristi Onețiu a riscat totul ca să facă asta plecând în Dubai. Nu mai aduc aminte că a fost o seară bună până acum. Și mai e ceva, să ai disponibilitatea și răbdarea să strângi din dinți că investești milioane și răspunsul vine. Cristi, eu am încredere în tine. Uite-te la tine, ești un cuceritor. Nu numai mine, în Florina trebuie să aveți încredere că e pe aici, pe undeva, nu știu, că nu mi-am dat seama unde a fost. Dați-mi un rând de aplauze că Florina e cea care duce spre succes business-ul ăsta.
Și sunt, nu știu dacă acolo sau acolo, că m-am amețit cu... Băi, dacă nu te-a lăsat după faliment, nu o să te lase nici acum. Nu, ea e, ea e cea educată și cea smart din casă și mai ales pe tehnologiile astea contează foarte mult să, să nu mai fii streetwise, cum uneori mă simt eu, ci really academy, academic education, care să înțeleagă multe lucruri. De sus de acolo, de la... De sus de acolo... Nici nu știai că e lumea acolo, nu? Nu, că nu văd nimic, frate. Jumătate sunt aici. Eu îi văd numai pe ăștia de aici. Jumătate, nu, o treime sunt aici, o treime... M-am gândit că nu-i lume în sală și ai băgat becurile să nu mă simt prost. Asta nu-i 5-10 aici, restul la mare. Da, și un interviu cu Cristi Onețiu, nu e o vizită lui Ceaușescu. Să... Nu, mă, nu, nu. Te rog, întrebarea de sus. Care dacă e o voce de aia groasă și zice întrebarea de sus, mă sperie. Te rog. Care, care e învățătura care te-a ajutat cel mai mult în mindset-ul de antreprenor? Zici că a luat o întrebare prin telefon, nu e? Ce învățătura? Frumos, pentru încheiere. Hai să pornesc răspunsul de altfel. Când ești un copil sărac și pornești copil sărac, trebuie să demonstrezi. E singura ta șansă. Trebuie să demonstrezi cu ce poți. După ce demonstrezi, uiți că trebuie să te dezveți de chestia asta și devine ego. Pentru că e singurul lucru care te-a adus la un moment dat acolo. Și uităm că ceea ce ne-a adus de aici, aici acolo, trebuie să renunțăm la chestia aia ca să trecem podul în etapa următoare. Dansezi? Cred că cea mai grea lecție pe care am luat-o după ce a trebuit să demonstrez 10 ani de zile că nu sunt un om de nimic și că pot și eu să fac ceva, că mi-a luat până când... Și a trebuit să-mi construiesc un fals ego de luptător și de macho care le face pe toate. Cel mai greu mi-a fost să renunț la chestia asta și să iau învățătura colaborării și a respectării celor din jur. Asta a fost cea mai dureroasă pentru mine. Ți-am răspuns? Da, Cristi, mersi. Uite. Dansează cineva. O jumătate de întrebare mai luăm și după aceea îmi promis că stai puțin în foyer la, la socializare. Bă, așa e mai bine, vă văd. Ce ați făcut? A stins un bec. A, ați mutat ăla, mă. Bună seara și mulțumesc. Trebuia să atrag cumva. Să rămână, nu vă merge microfonul, să știți. Vă merge dacă vorbiți mai aproape. Nu puteam să nu vă, vă observ. Dansați ca o balerină, așa am zis. Da, dacă îmi cer scuze, n-am vrut să deranjez, am vrut doar un pic... Atenția, atenția și posibilitatea. S-ar putea să pară puțin stupid, dar n-am ce face. Dacă vă spun povestea mea, nimic. Din păcate, nu putem fi toți antreprenori. Sure. Foarte mulți dintre noi, ca să nu zic majoritatea, lucrează în companii, în corporații. Uh-huh. În contextul acestor schimbări de mentalități, de industrie, de economii, corporațiile ce șansă mai au? Sau ce ar trebui să schimbe? Cum ar trebui să ne adaptăm? Ca și angajați în corporație? Ca și angajați în corporație și ca și strategie de corporație, până la urmă. Păi corporațiile sunt tot organizații vii. Mai de mult ele au fost niște companii antreprenoriale, doar că ele au devenit foarte mari și ar trebui să fie pline de proceduri, procese și strategii. Pentru că ele sunt împrăștiate peste tot. Dar orice corporație care acum răzmește Ford, a avut un băiat Ford care a pornit. A pornit tot într-un spirit antreprenorial. Ele sunt doar mult mai avansate la nivel de tehnologie. Și corporațiile, la fel ca și companiile antreprenoriale, au nevoie de oameni care să fie valoroși în etapa următoare. Orice companie care își dorește să prospere mai departe va avea, nu că va avea nevoie, va supraviețui sau nu în funcție de calitatea talentelor pe care le are, le crește și le reține. Fii convinsă că niciun om dintr-o corporație care este adaptat de unul singur la ce se întâmplă în viitor, nu va avea decât bine în viitor. Ce nu face corporația este nu te învață despre viitor. Ea te folosește astăzi pentru competențele tale și pe care trebuie să-l livrezi, pentru care te plătește mai bine decât un antreprenor uneori, și mai la timp, poate, decât un antreprenor. Însă corporația nu o să se preocupe de cariera ta și de viitorul tău. Asta ține de tine.
Și cred că fiecare dintre noi ar trebui să fim treziți și la nivel de carieră, și la nivel de opțiuni de carieră, și la nivel de economie, macroeconomie, microeconomie, verticala în care noi operăm, să ne ieșim din cutiuța noastră, chiar dacă ne plătesc bine, în cutiuța noastră să începem să ne deschidem, să vedem sistemic lucrurile. Cred că jumătate din oamenii din corporație care vor... Sigur că vor fi multe locuri de muncă care se vor pierde. Însă oamenii care vor câștiga vor fi cei care vor înțelege sistemele noi, nu cei care vor rămâne victime de o parte și să fugă de ele și să spună că și ăsta e ceva rău și vai să fugim de ele. Așa că ai aceeași șansă ca și noi toți, să ne upgradăm, să stăm împreună, să vorbim despre lucrurile importante, chiar dacă avem opinii diferite, și să ne construim o proprie opinie bazată pe critical thinking și pe intuiția noastră referitor la viitor. Apoi să acționăm, să creștem, să ne upgradăm. Vestea bună este că atunci când un calculator se strică, trebuie să-l restartezi, că nu mai merge. Un om poate să upgradeze sau, dacă vrei, să evolueze. Ceea ce vă doresc și vouă, ia-ți banii aia înapoi. Mereu o plăcere să vorbesc cu mintea, dar mai ales cu spiritul Cristian Onețiu. Cu drag. Aplauze din partea Operei Naționale București. Mulțumesc tare mult. Ne vedem în foyer dacă vreți și vă mulțumesc încă o dată. Vă apreciez foarte mult că sunteți astăzi aici, cu toate că alții au ales să meargă la plajă sau la mare. Înseamnă foarte mult pentru mine și sunteți genul de oameni cu care vreau să stau. De asta am și amânat plecarea noastră spre Dubai cu 2 zile, tocmai pentru că atunci când Mihai a spus pariez că oamenii vor fi aici, am zis pariez și eu. Mulțumesc, Florina. Vă apreciez foarte mult.